Au deschis ușile și băieții au venit în casa fetelor. Spunea Liviu că tocmai ce au terminat de mâncat, au făcut paste cu carne. De fapt, carne cu paste, zicea că au avut mai multă carne decât paste, dar au fost foarte bune. Mulți pupii și îmbrățișări la Liviu cu Iuliana. Am văzut că Maria a mers în casa băieților. Laura și Eliza erau la masă, Cristina și Alex au mers în dormitor, se uitau la poze. Maria a stat de vorbă puțin cu Cristi, am văzut că l-a rugat să deschidă un borcan de gem, a gustat din el și îi spunea să păstreze băieții dacă vor pentru papanaș, că era bun pentru papanaș. Au discutat puțin cei doi, spunea Maria, o întreba Cristi cum a fost în Germania și a povestit că a venit înainte de sărbători Maria acasă și a încheiat toate actele acolo, nu vrea să se mai întoarcă și a luat toate lucrurile. Povestea că a început de jos, a fost întâi a spălat toaletele și că nu știa limba. Apoi a mers și a lucrat în bucătărie, a mai avansat și au pus-o să lucreze la casă. Acolo a învățat limba și a ajuns șefă de tură și tot așa. Mai spunea Maria că sunt rasiști nemții, dar sunt foarte disciplinați. O întreba Cristi dacă a dat și peste ceva mai zurli pe acolo și povestea Maria că unul din clienții a vrut să-i dea cu un burger în cap din cauza că era prea rece sau așa spunea el. Antonia îl căuta pe Valentin, avea în mână niște scrisori, l-a găsit până la urmă, a ieșit Valentin din cameră, era în dormitor, a mers cu el să discute pe canapeaua aceea de lângă ușa fetelor.